pe la noi, pe la Prieteni de la 11, Tora Vasilescu. Ramona îmi pare bine. Sărămâna îmi pare bine. Dorin îmi pare bine. Îmi place cum cânti. Aolea, sărămâna. Mulțumesc frumos. Wow, poate-mi cânt și mie. Da. Ați spus, sunt într-o formă excelentă. Da. Deci vă place cum cântă Florin. Așa au zis și... cine? Site-urile de specialitate, că e cea mai bună voce masculină. Masculină. Mai bună voce masculină. Mulțumesc frumos. De multe ori rateurile astea spun ce gândești cu adevărat. Adică gândești în franceză. Eu gândesc în franceză și vorbesc în română. Masculină. Ce faceți? Cum sunteți? Așa, la să spun bine, nu o să mă credeți. Ba da, noi credem ce ne spuneți. Cum? Conform, am cam ieșit din garanție. Cum așa? Mie așa îmi place să glumesc, nu? Vine da. O vârstă când ieși din garanție. Am o zi mai bună, o zi mai proastă, încerc să-mi ridic moralul cu lucrurile care îmi plac, într-un ritm al meu. Acum, emisiunea voastră sigur că se adresează mai mult... tinerilor. Și de asta m-am și gândit dacă... Da, în sfârșit. Bine ce mă întrebați. Eu voiam să vă întreb cum e departe de inima capitalei, că știu că v-ați retras spre Buftea un pic. Foarte spre bine. Da? Când vin în București cu traficul care e, zic, ce bună idee am avut să-mi pregătesc bătrânețea. Și aer cum curat. E acolo? Am înțeles că aveți așa un mic paradis acolo. E chiar mare. E chiar mare. Da. Că v-ați făcut așa am citit undeva că, mă rog, dacă luăm în considerație acest scenariu de supraviețuire și să ajungem în rai sau unde om ajunge, cine a sădit flori, cine cunoaște cum cresc florile de la sămânță până la maturitate, cu gândul poate să și le aducă acolo. E frumos, nu? Ce frumos, da! Foarte frumos. Dar am înțeles că pe lângă flori aveți și solarii de tot felul. Ați pus ceva? Uite, acolo e glicina, de exemplu. Glicina. Primăvara îți vine să nebunești când vezi gardurile de 100 de metri, așa, plină cu trandafiri, cu tot. Dacă vreodată aveți nevoie de ajutor, să știți că o avem pe colega noastră, specialistă în agricultură. Domne! Cum nu? Ce-ai terminat? Agricultură. Agricultura ai terminat, da? Da, sunt inginer în agricultură. Te duci și pui și ce poate să fie mai frumos? Da, e minunat. Te duci, pui un răsat, chiar... pui o floare? Da, știu, stai liniștit că știu toate procesele de când, cum a spus și doamna. Gândiți-vă de la să muncești până... într-un birou, să muncești la multinaționale, până dai în brânci, ca să câștigi niște bani, între să cumperi niște otravă din piață. Corect. Important agricultura? Important să controlezi ce mănânci și dacă ai un copil... După aceea alegi pe la doctor și te vei întreba ce pot să-i dau de mâncare. Să știți că eu pot să vă ajut cu tot ce mă pricep dacă aveți nevoie. Da, cu un sfat. Mâncați din ce cultivați? Soțul meu va accepta, nu știu eu. Mereu am problema asta, nu înțeleg. Asta e? Multe am trecut prin asta. Ce să și fac? Deci vă place să grădinăriți? Foarte mult. Foarte mult. E o adevărată terapie pentru mine. Știți ce bucurie e când ai co-creat cu Dumnezeu la urmă? Îți dă o sămânță, o pui în pământ, o crești, o cunoști, știi ce produs, că nu e modificat genetic, pentru că se știu puține lucruri despre aceste organisme modificate genetic. Dar cât de rău în timp ne vor face, vom vedea. Dar vreau să-mi spuneți ce aveți pe lângă florile alea. Aveți roșii sau ceva din legumele astea? Am făcut un solar și apoi... Am constatat că, mă rog, clima s-a schimbat atât de tare încât chiar merită și am mai făcut unul. Ce fain! Și atunci îmi pun primăvara, plantele de primăvară, de la spanac la ceapă verde, la ridic, la așa, am de pași toate coșul cu verdețuri, ba, chiar și mai mult. E o plantă care se numește blidva. Lidva. Sau aselga, eu am adus-o din Brazilia, dar ea e cultivată de toate țările meridionale. E un fel de spanac foarte mare și foarte productiv. Da? Știu să gătesc spanacul foarte bine cu sos alb. Ce poftă ne face! După ce trece grădina, deci alternez culturile de primăvară, de primul sezon,
Sunt roșiile, ardei, vinetele, castraveții, care cresc în solarul la mai înalt. E clar, facem invers, învăț eu de la dumneavoastră. Vreau să trec un pic pe partea... Am ceva experiență de vreo 10 ani. Păi asta nu folosesc roșii cu țugui în niciun caz. Ia uite câte învăț, da? Nu sunt. Alea sunt forțate oricum, eu știu treaba asta. Te folosesc hormon de creștere și alte otrăvuri care ajung în moțul acela. Există un soi bulgăresc care din când în când genet face câte un moț. Da, eu am lipsit la... Ala, așa e soiul lui, așa a ieșit. Mă rog, genetic. Dar cei care vând, pentru că se cultivă mai ușor aceste roșii, care au coaja tare, în primul rând, ele sunt modificate genetic, culmea, dintre roșie și pește, ca să reziste, la nivel de gameți, ca să reziste la frig și la comercializare, pentru că o roșie normală de-a noastră, de la bunici sămânța, are coaja foarte subțire și se strică, se moaie repede. Și lumea mănâncă acum cu ochii. Imagine! Să fie frumos, arate bine Dar dacă o tai în două, vezi că e gelatinoasă. E un suc acolo. De multe ori vezi și sămânța că dă colț din nou. Dar chiar de sunteți la nivel profesionist acum. Da. Eu mă gândeam să vorbesc. Păi, de ce am descoperit că e adevărat visul meu? Mă gândeam că vorbim de orice altceva, dar nu mă gândeam că apucăm să tăiem roșia în place cultura second hand la mâna a doua. Eu vreau să mă întorc la artă și să vă întreb dacă vă e dor de un film, de o peliculă. Dragii mei, la un moment dat am zis că trebuie să ai puterea să spui punct. Uh-huh. E o meserie de tinerețe, care îți trebuie o sănătate de fier, puterea de a intra în pielea soldățelului, cum spune regizorul, ești la comandă. De câți ani ați mai făcut un film? Ba, am făcut în toamnă acum. Mă rog, am cedat din nou, că așa e omul, se hotărăște și apoi se simte puțin mai bine. Sunt prieteni care te cheamă, anturajul, îți place piesa sau filmul, mă rog. Și am făcut ceva destul de greu, se numește Circul Mateo, a fost dat la TVR, eram directoarea unui circ. Rol dificil, dar m-am simțit bine deodată, meseria acumulată în ani de zile a revenit la suprafață. Eu am citit undeva un secret, Florin, dacă nu știai, doamne Victoria, nu-i plac deloc dublele. Și că întotdeauna știu că reușeați să filmați o scenă și vă ieșea din prima, de cele mai multe ori. Unu, se făcea economie de peliculă teribil și atunci, una, două, eram supranumită actrița de două duble, maximum. Da. Problema este că talentul presupune să accesezi subconștientul, care dă emoții, dă stări sufletești, care nu se compară cu nicio tehnică actoricească. Așa cum noi, digestie, tot ce se întâmplă cu ficatul nostru, cu sângele, face parte, adică e atribuția subconștientului. Noi dormim, nu știm ce facem. Gândiți-vă când poți acolo să umbli. Sunt mulți actori care nu știu ce să facă cu mâine. Mâinile. Uitați-vă la filmele lui Sergiu Nicolaescu, în toate să țină de bretele așa. Da. Când lucrezi la acest subconștient, nu mai contează. Nu-ți mai pasă. Ca să nu vă mai spun că cuvintele spun 7% din ce vrem noi să transmitem. Bajul corpului e mai important. Toate, însă, toate popoarele, emoțiile în același fel, pe față, mimica feței se transmit. Asta e atributul actorului, nu? Emoția adevărată nu pot eu să-mi o construiesc, să stau cum plâng. Ea vine din acel subconștient. Deci...